În tribunele stadionului din Albota, alături de primarul Ion Dumitru, au luat loc mai mulți invitați, printre care Cornel Sorescu, președintele Asociației Județene de Fotbal Argeș, sau foste glorii ale fotbalului argeșean. Un meci echilibrat, un meci de orgolii, ca să spun așa, între două localități vecine, unde s-a impus echipa Albota, așa cum de fapt ne așteptam cu toții, dar așa cum ai văzut și tu, era cât pe acest să producă o surpriză prin faptul că deja Bradu conducea cu 1-0 și cei de la Albota începuse să intre în panică, reușind, zic eu, destul de greu să egaleze, ca apoi să se poată impune cu 3-1 până la final. În pauza meciului au fost prezentați jucătorii echipelor de juniori ale clubului Girom Albota. Acele echipe de copii, trei echipe de copii, au foarte bine dotate cu echipament, frumos, copii de școală generală, care sunt de fapt fotbaliștii de mâine. Pe lângă asta, frumoasa bază sportivă pe care a dezvoltat-o primăria și Consiliul Local din Albota, bază care a fost inaugurată cu ocazia jocului cu Bradu, și așa am vrea să vedem mai în toate localitățile din județul Argeș. Stanciu Eduard, vă rog să aplaudați pe cei care mâine ne vor reprezenta în fotbalul județean și chiar național. Copii, ridicați toți mâine și aplaudați tribuna. Atât la Girom Albota, cât și la Athletic Bradu au evoluat jucători pe care în urmă cu mai mulți ani microbiștii mușcelene au avut ocazia să-i urmărească și pe stadionul municipal pentru fostele echipe din Câmpul Lung. La Girom evoluează Liviu Hapaină, fost jucător la Aro, iar la Athletic Constantin Șerban, fostul fundaș de la CS Mușcel. La finalul jocului, antrenorul oaspeților Gabi Dumitru a vorbit despre evoluția elevilor săi. Îmi pare rău, pentru că consider că prima repriză a fost a noastră. Din păcate, repriza a doua a fost, să spun, poate în totalitatea lor. Putea să fie un joc, să zic, spectaculos până la capăt, dacă noi am fost puțin mai atenți la situațiile de minutul 46 și 48. Am găsit o situație destul de delicat, eu nu sunt surprins. Nu mi-am dorit să ajung în situația asta, nici nu am fost pregătit să mai vin să mai antrenez la seniori. Eu am treaba mea, am problemele mele, însă încă o dată spun, e greu. Ce se întâmplă ora asta este foarte greu. Lotul este destul de subțire din punct de vedere valoric și asta s-a văzut, că echipa nu poate să ducă și cred că ar trebui să deducă și să înțeleagă cei care s-au ocupat de destinele echipei până la ora asta, că echipa din punct de vedere fizic este decimată. Despre victoria gazdelor pentru Mușcel TV a vorbit chiar mușceleanul Liviu Hapaină, jucător care a evoluat toate cele 90 de minute de joc și care în minutele de final ale partidei a dat mingea printre picioarele unui adversar, primind felicitări de la primarul Dumitru. A fost un meci normal de campionat, 3 puncte importante care le-am luat. Noi, o echipă mai valoroasă, după cum s-a văzut, scorul putea fi mult mai mare. Și cât de mult v-a ajutat golul de la ultima fază de finală? A fost foarte important să ne intrăm cu handicap la pauză, dar oricum cred că nu era problema învingătorului. Că ei până la gol nu prea au avut ocazii. E surprinzător faptul că Albota se află pe locul 2 în campionat. Nu este o surpriză, pentru că aici la Albota domnul primar a strâns un grup valoros cu jucători cu experiență, Diță, Bratu și mulți tineri de valoare, copii de 19, 20, 21 de ani. Valoroși. Spectatorii cum sunt? Spectatorii ca de obicei. Adică atmosfera frumoasă la Albota.